Nu peste tot însă lucrurile se rezolvă la fel de simplu. Vorbim acum și despre cea mai modernă școală din Pitești. S-au cheltuit 400.000 de lei din bani europeni ca să arate impecabil. Și totuși, unitatea are o mare problemă. Nu are aviz ISU. Ca să respecte legile, ar avea nevoie de alte uși. Dar cum lucrările de acolo s-au făcut, așa cum vă spuneam, cu fonduri europene, timp de 5 ani proiectul nu poate fi modificat, nici măcar cu o ușă. Aici este tot sistemul de supraveghere, de alarmare la incendiu. Din cauza aceasta, cei de la ISU au considerat că această ușă trebuie să fie rezistentă la foc. Ușa a fost montată conform proiectului aprobat în 2009. Școala a fost în normele corecte până în 2015, când a avut loc tragedia din colectiv. Cei de la ISU au avut de atunci alte standarde și ce era în regulă în școală, dintr-o dată s-a transformat într-un pericol. Ușa trebuie schimbată cu una care să reziste la incendiu. Au fost găsite la verificările în teren deficiențe care au constat în neexistența unui proiect tehnic privind instalația de detecție, semnalizare, avertizare la incendiu, dar și înălțimea unor uși la casele scărilor, care nu respectau o înălțime de 2,10 m. Doar că renovarea școlii a fost terminată în acest an și 5 ani de acum înainte nu se mai poate face nicio modificare față de proiect. Vreme de 5 ani rămâneți cu aceeași ușă, nu? Nu cred că are ce să ardă, dar dacă dumnealor spun că suntem într-un pericol, trebuie să-și regleze și dumnealor legislația sau să se armonizeze ceea ce au spus inițial că e ok proiectul, să fie ok și la evaluarea aceasta. Și cei din primărie, beneficiarul direct al lucrării, ridică din numeri. Dacă vine un control de la ISU și spune că nu s-ar încadra din punct de vedere a unor parametri specifici și domeniului dumnealor, efectiv primăria, Consiliul Județean, Ministerul, oricine ar putea să vină cu banii acolo să refacă această chestiune, ar fi în imposibilitate de a o face. Pentru că, după cum bine știți, timp de 5 ani, în acel obiectiv unde s-au investit bani europeni, nu se pot face modificări la acel obiectiv, la acea construcție, la acea reabilitare. În sensul acesta suntem într-un ușor blocaj. Școala din Pitești are o suprafață de 3500 de metri pătrați, 19 săli de clasă, toate dotate cu calculatoare și videoproiectoare, table inteligente, sală de mese cu bucătărie pentru masa caldă și after school de 150 de locuri. Totuși, conform regulilor pompierilor, unitatea de învățământ este un pericol.